Îmi place filmul pentru că m-a schimbat. Cântam de 4 ani la pian când am văzut pentru prima oară filmul Amadeus. Și de atunci, pianul și filmul au devenit o obsesie. Pianul face parte din istoria cinematografului pentru că încă de la începuturile noi arte, pianul a însoțit imaginile. Noi când spunem cinematograf mut, de fapt comitem o eroare, cinematograful n-a fost niciodată total silențios. Cum de te-ai hotărât să urmezi această pasiune a cordajului? Este greu de spus că m-am hotărât. În realitate am făcut un lucru aparent invers. Am hotărât să las muzica pe care am învățat-o de mic în familie. Tatăl meu era muzician, compozitor, profesor și am crezut că mă îndrept definitiv spre discipline tehnice, către lucru cu calculatorul. Totuși, o părere de rău s-a strecurat în sufletul meu. Mi-a părut rău după muzica pe care am părăsit-o și îmi aminteam cum tatăl meu încerca să mă impulsioneze încă de mic, de când studiam pian și flaut, să învăț de la acordorul familiei meseria aceasta, pe care mulți o numesc de acordor. De fapt, corect, este tehnician de piane. În momentul în care a apărut cinematograful sonor, numai Statele Unite s-au desființat câteva zeci de orchestre și au rămas șomeri peste 25.000 de muzicieni. Dar pianul, ca instrument, prin silueta lui, în primul rând, apare în foarte multe filme pentru că este un element de decor care indică un anumit grad de cultură, un anumit grad de rafinament al interiorului unde se desfășoară o acțiune sau definește personajele. Și atunci, pentru că îmi părea rău după muzica pe care o părăsisem, am zis, ia să fac lucrul acesta, este o meserie la granița dintre o lume artistică și o lume tehnică. Mulți zic că acordorul este un tehnician, un inginer, mulți spun că el este un artist. Cred că este puțin din amândouă, pentru că complexitatea acusticii implicate în realizarea și în întreținerea acestor instrumente este foarte mare. În contextul unei țări în care monumentele istorice sunt lăsate de izbeliște și nu se găsesc fonduri nici măcar pentru consolidarea mănăstirilor sau pentru restaurarea freștelor monumentelor declarate patrimoniu UNESCO din nordul Moldovei, sigur că faptul că într-o universitate de artă nu se găsesc bani pentru acordarea unui pian devine un lucru minor. Dar dacă îl judecăm în contextul unei universități, cred că este obligatoriu să fie acordate aceste piane și ele să fie puse la dispoziția studenților, pentru că întotdeauna a ști să cânți la un instrument sau ați acorda câteva clipe de liniște sufletească, să-ți plimbi degetele pe clape, dacă ai avut șansa să deprinzi tehnica pianului în copilărie, este un lucru absolut prețios. În pian există foarte, foarte multă tensiune. Tensiunea aceasta vine din întinderea circa 220 de corzi, care generează uneori forțe totale de peste 20 de tone. Iată că pianul ajunge în felul ăsta să fie un fel de
centru de energie care de-abia așteaptă un pianist bun care să elibereze potențialul său. Care era problema tehnică? Cum de nu mergea acea clapă? Se desprinseseră niște piese care ar fi trebuit să rămână lipite, așa, și pur și simplu mecanismul era împiedicat să funcționeze. Deci în cazul respectiv nici nu a fost ceva grav. Da. Dar instrumentul respectiv are niște probleme care ar trebui rezolvate. Ciocanelele ar trebui recondiționate pentru că sunt, adică îmi imaginez că este greu să fie schimbate, nu va investi cineva, dar trebuie să recondiționate pentru că sunt foarte uzate, sunt foarte roase și sunetul care iese din ele este, lasă mai bine zis, de dorit foarte mult. Țin minte că la un moment dat ai injectat o soluție. Ca să promovez mitul de doctor de pian, așa ar părea. În realitate a fost o substanță modernă care se folosește de un număr de ani în ajutorul tehnicienilor de pian, un fluoropolimer care lubrifiază, curăță și întreține toate materialele implicate acolo într-o articulație fără să afecteze lemn, fără să afecteze filțul care este implicat, fără să afecteze metalul care este în articulația respectivă sub forma unui ax. Pe toate le întreține, pe toate le păstrează bine și lubrifiază așa cum trebuie. Este, da, spectaculos, dar face parte din ceea ce oferă tehnica mai nouă. Din punct de vedere al ilustrației muzicale a filmelor, acum mă refer la istoria universală a filmului, compozițiile pentru pian au reprezentat fără îndoială un element covârșitor. Aș spune chiar ca notă de amuzament, nu de mult, un tânăr cineast m-a rugat să-i fac rost de partitura unui concert pentru pian de Mozart și am întrebat, bine, da, ce concert? Și mi-a spus concertul Elvira Madigan. Și am spus, un asemenea concert nu există? Și mi-a spus, ba da, se cheamă concertul Elvira Madigan. Să descoperi frumusețea lui și să te îndrăgostești de acest instrument complex, poate cel mai complex, cel puțin din punct de vedere acustic. Unii spun că orga e mai complexă, dar poate mai complexă doar tehnic. Pianul îți oferă atâta frumusețe și atâta bucurie încât odată ce îl descoperi, crezi că nu mai poți elimina niciodată din viața ta.